să vă binecuvinteze Domnul din Sion. Amin. Și pe mine iară să mă lăsați să spun ceva mai întâi la copii. Am văzut câțiva s-au sculat și au venit la adunare. Dragi copii, vă spun iară repede trei lucruri. De data asta despre smochine. Vă plac smochinele? Eu am smochină în grădină acasă, e cel mai dulce dintre toate fructele, pe locul întâi, la mare distanță de toate celelalte. M-am uitat și săptămâna trecută și poate că săptămâna viitoare, dacă nu pe cealaltă, la mine în grădină, sunt toate smochinele. Dacă veniți la Arad, vă dau. Am mai mult smochină. Atâta-s de dulci smochinele, deși în Biblie se referă. În Cartea Judecători, la capitolul 9, este scris, citesc versetul 11, smochinul să lăuda care cu ce? Să-mi părăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat. Dragi copii, voi sunteți dulci, de aceea vă tot sărută mama când sunteți mici și tata când vin. Și bunicii și toți, sunt dulci copii. Dar dacă nu sunteți copii buni, atunci vă acriți cu vremea. Cineva spunea, copiii mici sunt îngeri cu aripi, dar unii după ce cresc mai mari le pică aripile și le cresc ghearele. Și nu îi de dorit să fie așa. Voi puteți să aveți un rod minunat. Și rodul vostru poate să fie o cântare. Mai cântați și voi în adunare, așa? Eu n-am apucat să vă prind zilele astea, dar cântați, pe acasă cântați? Frumos, copiii cântă frumos. După ce îmbătrânim, mi se mă auzează corzile vocale și nu ne putem îndrege așa ca lupul din poveste să ne fie altfel glas. Dar la voi glasul e frumos, aveți un rod minunat, dulce. La noi în adunare sunt 12 clase de copii care cântă pe rând în fiecare duminică altă clasă, altă clasă. Am văzut în mod deosebit mămicile așa cu drag să uită la ei când cântă. Am un rod minunat copii, da. Dumnezeu să-i ajute să-și păstreze dulceața. Amin. Altceva. Citim din cartea prorocului Isaia. Este scris aici, dragi copii, despre un tătic, vă citesc de la capitolul 38, s-a îmbolnăvit un tată. Și era să moară tata. Pe lucru că moră într-o seară, apoi dimineață, și tot s-a rugat tata și n-a murit. Și scrie în versetul 21, în Isaia 38, a zis prorocul să se aducă o turtă de smochine, s-o întindă peste rană și zechea va trăi. Auzi la ce mai sunt bune smochinele. Să pui pe o rană și să treacă, dar așa să treacă a fost o rană rea, poate ceva cancer de piele, nu știu ce-o fost. Când e tata și mama necăjiți sau bolnavi, voi sunteți cea mai bună turtă de smochinele, dacă sunt mai mult să fac o turtă mare. Să mergeți lângă mama, s-o mângâia, poate tata a venit supărat și a necăjit-o pe mama și mama plânge și tu trebuie să te duci lângă ea și o întrebi de ce plânge. Să nu lași pe mama necăjită, să te pui acolo ca o turcă pe rana ei. Mama, ce mi-a necăjit? Că și când tu ai plâns, mama a venit lângă tine și te-a mângâia, da? Dumnezeu să fie copiii noștri, să fie o mângâiere. Cum a fost un nepoțel pentru Naomi, că rămăsese vădă, murise și copiii și-au zis, copilul ăsta va fi mângâierea bătrâneților tale, da. În copii, dragii mei, trăim mai departe. Și în al treilea, și ultimul rând, asta e o avertizare pentru voi, scrie în Luca capitolul 13, vă citesc de la versetul 6, un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod la el și n-a găsit. Sunt copii care nu-s buni nici de
pus pe rană, nici de mâncat smochine. Știți că a găsit Domnul smochin fără să aibă smochine? L-a blestemat și s-a uscat. I-au căzut frunzele, totul, gata cu el. Să vă păzească Domnul de așa ceva, să stați în casa Domnului fără rod. Un an, doi, trei, tot așteptăm să cânte la fanfară, să cânte cu un grup, tot nu va. Să învețe o poezie și tot nu învață. Și stă acolo în grădina Domnului fără nici să aducă niciun rod. Uite, fanfariștii au adus astăzi un rol, o cântare frumoasă, nici n-am mai auzit-o. Nu știu cum să o duc și la fanfara noastră, dar știu eu, poate vin despre aș cumpăr. Să n-am ațavan să o cumpăr, să o duc. Din rolul vostru ceva să duc și eu. Așa să nu stea nimeni fără rol, că un stăpân s-a dus în piață și a luat oamenii la lucru, în vie. Mai târziu o altă echipă, cum e România aici la Culeț de Cireșe sau altceva. Și spre seară, de la comunitate, voi toată ziua stați și nu faceți nicio treabă aici. Așa și voi, să întrebați pe tata și pe mama, ce aș putea să fac eu în adunare? Să nu stați fără loc în grădină. Bine? Dumnezeu să vă ajute. Mie îmi pare rău să mă audă și adolescenții, că am stat cam fără rod în copilăria, în adolescența mea. Am spus o poezie când aveam 7 ani, când aveam 14 ani, am dat un îndemn la rugăciune, când am avut 18 ani am mai scris 2 strofe într-un poem și înainte, duminica înainte a merge în armată, am spus o rugăciune. 4 lucruri în 20 de ani, mi-a fost rușine de Domnul. Am crescut cu soția în aceeași adunare, de aceea când m-au pus frații prima dată să predic, tinerii s-au cotit, s-au început să râdă, zis, ăsta e mult, n-are ce să zic. Îmi pare rău că s-au scurs niște ani, dar am întâlnit alții care, de copii, Domnul i-a folosit prorociul, alții predicatori de la 14, de la 16 ani, așa, câte puțin, nu v-a putut vă studiați apocalipsă. Cântări în fanfară, fiecare ce este dat și Dumnezeu să dea să fie rod în generațiile care vin. Amin. Amin. Acum să ne întoarcem la cuvântul citit din Psalmul 16. E o cântare lui David, îi plăcea mult să cânte. Și cânta Domnului, și spune în versetul 2, Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Versetul 5, Domnul e partea mea de moștenire, o moștenire plăcută. Eu binecuvintesc pe Domnul care mă scârțește până și noaptea îmi dă îndemnul inima. Și apoi culminează în versetul 8 și spune, am necurmat pe Domnul înaintea mea. Aș vrea în dimineața să ne întrebăm, care este relația noastră cu Domnul? Ce părtășie, ce prietenie avem cu El? Este scris și dumneavoastră vă amintiți despre ce om scrie mai întâi în Biblie, că a umblat cu Dumnezeu. Câți ani? A umblat cu Dumnezeu. Apoi despre cine scrie că a umblat cu Dumnezeu, știți? Altă. După el. Noe umbla cu Dumnezeu. Cum o fie asta? Umbla cu Dumnezeu. Știți care e cea mai corectă denumire biblică și ar trebui să o purtăm noi credincioșii Domnului, biserica lui? Poate ne-am întâlnit cu asta, așa a fost contextul istoric. Dar cea mai veche și cea mai biblică denumire este calea Domnului. Știți de când datează expresia? De la Avram. În mod nominal, dar ea cum a spus și de la Enoch, mai vechi. Și apare foarte frecvent în Noul Testament. Vă prima denumire înainte de cea de creștini care au purtat-o ucenicii Domnului. Calea. De ce denumirea aceasta? Că viața de pocăință nu e numai o viață de biserică, e o viață de umblare cu Dumnezeu, a merge pe cale împreună. Zi de zi, mergând pe cale, frate credincioși, cum spune cântarea, așa-i? Și când mergem la serviciu să fim cu Domnul? Amin. Și la școală? Amin. Și când deschidem computer, și când vorbim la telefon, în toate împrejurările.
Vrea Domnul chiar să umble cu noi. Spunea Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 14. Cuvinte care au fost spuse atunci când i-a anunțat că urmează să plece. Ei se obișnuiseră cu Domnul, 3 ani și jumătate, dormeau împreună, mâncau împreună, umblau dintr-o parte în alta cu el, mulțimile mai veneau, mai plecau, ei tot cu Domnul. Le-a spus la un moment dat că a rămas cu mine întoară. Și scrie în anul 14, versetul 22, Doamne, cum se face, întreabă Iuda, nu Iscarioteanu, că te vei arăta nouă șumul lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, Domnul o cirește pe mine. Va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi. Acum promisiunea asta mă reacție. Noi vom veni la El. În vizită, nu? Încă nu când. Nu. Și vom locui împreună cu El. Dar acesta e Emanuel al nostru, Dumnezeu cu noi. El a plecat că avea treabă în cer. Și a primit delegatul acela permanent, Duhul Sfânt. Nici nu înțelegem noi cum e Duhul Sfânt în toți și peste tot. E ceva ce întrece capacitatea noastră de gândire. Fiecare să-L simtă pe Domnul aproape. Cineva a întrebat un frate, fratele Răuș, Vasile de la Ricov, un om cu eminență, așa, înțelepciune deosebită a dat Domnul. Și zice, cum spuneți voi, copiii, că e Dumnezeu cu voi, nu? Peste tot. Cum? Dumnezeu în cer, cum e și aici, cu unul și cu altul. Cum era așa la țară, zice, fratele, simplu, mă. Tu vezi că soarele e acolo și numai unul, dar uite în fiecare strop de rouă și zici că se vede că e soarele în el. Așa e Dumnezeu cu noi. Înțelegem noi cum vine asta, dar e ceva posibil, ceva foarte, foarte real. Mărit să fie Domnul. Amin. Săptămâna asta ați umblat cu Dumnezeu, dar El a umblat cu voi. Se ruga Moise la un moment dat, vă citesc din cartea Exodul de la capitolul 32, după ce tot a fost primit în compania lui Dumnezeu și vorbeau așa ca doi prieteni. Scrie Exod capitolul 33, de la versetul 12, iată că tu îmi zici, du-te poporul acesta. Acum, dacă am căpătat trecere înainte, dar arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște. Vestul 15, dacă nu mergi tu în sus cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum vor ști că am căpătat trecere de-a ta și eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi? Și prin aceasta vom fi deosebiți de eu și poporul tău, de toate popoarele de fața pământului. Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, că ți-ai căpătat trecere înaintea mea. Numai că Dumnezeu pentru a umbla cu noi, trebuie să știm că Dumnezeu e Sfânt și ne cere și nouă. Amin? Amin. Ei, asta spunea David în Psalmul 16. Sunt idol, nu mă interesează, Dumnezei străini se mulțesc pe vice trece, eu numai cu Domnul. Dar vă rog să rețineți ideea asta. Eu zic Domnului meu, tu ești singura mea fericire. Acum mă adresez puțin la tineri. Nu știu exact ce alte fericiri mă aveți. Ce plăceri, ce pasiuni, dar dacă nu, și de ce nu, și la cei mai în vârstă. Să umbli numai cu Dumnezeu și asta să nu devină ceva așa forțat, plictisitor. Observați, David numește asta o mare fericire. Numește apoi în versetul 7 ceva plăcut. Ce să mai spun, că zice el în final, în versetul 11, că se gândea la perspectiva, nu dorai să fie cu Dumnezeu, ci pentru vecii vecilor să-și lege destinul. Înaintea ta sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Credem noi asta? Dar le gustăm? Mai dorim și altceva? Ne mai încântă altceva?
zicea așa în țarul 73. Suntem oameni, hai să fim realiști. Citeți de la versetul 3. Mă uitam cu jim la cine s-o potiți, vedeam fericirea celor răi. Au și cei din jur fericirile lor. Și pe numele. Sunt mândri, răsuți, sănătoși, vorbesc ce le place, râd, au popularitate, versetul 12. Așa sunt cei răi. Totdeauna fericit. Și pot fi situații în care tu umblând cu Domnul, să te vezi nefericit, să te vezi cu probleme de boală, cu copii, cu stări, cu sărăcini, cu necazuri, și să te uiți la altii și să zici, ai drept ce scrie? Și să-ți povestească alții, ce grozav a fost într-un weekend și pe unde s-au dus pe concedii. Și a zis el, versetul 14, Doamne, eu sunt lovit în toate diminețile spedepsit, mă scol cu junghiuri și mă trezesc cu veșerele. Dacă aș zice, să mă dau și eu după ei. Da, da, asta ar însemna să mă rog de tine, n-aș fi credincios. M-am gândit la aceste lucruri să le pricep de-a zadarnică mi-a fost struga. Și apoi constată că cei din jur au fericiri care țin o vreme. Zice în psalmul 37 că cei răi sunt cosiți iuțe ca viața, dar în același timp știe că l-a văzut pe cerul ca un copac. Ei, iar dar nu ține mult, dar un copac poate să ține multă vreme, să întindea câte unui care bucat de țar copac de mare. Dar când a trecut a doua oră pe acolo, mai era? Nu mai era. Dragii mei, să nu lăsăm să ne fure vrada satanii cu fericiri trecătoare, aparente. Că zice Asaf în continuare aici, versetul 28, cât pentru mine fericirea e să mă apropii de Dumnezeu, că numai la Dumnezeu este adevărata fericire, care nu se termină, care e întreagă. Știți în Biblie, nu vă spun unde, vă amintiți, Dumnezeu e numit fericit. Și sfinții vor atinge aici în viață fericiri și trăiri care alții nu le au. Și pentru toată veșnicia ne așteaptă fericirea. Doamne, ajută-ne să dorim fericirea care Tu o dai. Să dorim plăcerile care Tu le ai. Și s-a hotărât Asaf să rămână cu Dumnezeu. Iată declarația lui, versetul 23. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Mare cuvânt. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Că Dumnezeu nu își încheie parteneriatul cu noi când murim. Că Dumnezeu nu e un Dumnezeu a celor morți, că pentru El toți sunt vii. Mărit să fie numele Lui. Fericirea noastră continuă cu El în eternitate. Povestea fratele Folt la Maranata de la Oradea, cazul unei tinere care a fost multă vreme imobilizată la pat într-o boală de nu putea să-ți miște nici mâinile. Și a rămas credincioasă. Dar vine diavolul și te ispitești. Asta e fericirea care ți-a dat-o ție Dumnezeu, să zaci la pat, să n-ai ceva. Și-a durat asta ani de zile. Se bucura doar când venea frate, când cânta. Și într-o zi, acea fată care nu putea să țină o lingură în deget, a ridicat ambele mâini în sus, a bătut din palmă și a zis, se vede în cer! M-a spus, cu ce? Un cor, un cer de îngeri, așa frumos cântă! Și acolo e cu tare și amintiri vreo trei nume de oameni plecați de la ei. Și au zis, doi îngeri se desprind din cer și vin la mine, mă duc cu ei! Scăpa mâinile. Apoi ce urmează? Că ți-ai dorit să fii pe acolo, așa? Da, da, până una altă suntem în carne și oase. Și trăim aici sub ispitiri, sub toate impulsurile. Și David, dacă a fapt odată grav de tot, l-a mustrat Dumnezeu și a plătit ca umblat într-o după-amiază fără Dumnezeu. Da?
Vreau să vă spun ceva din Noul Testament despre statutul nostru, 1 Corinteni, capitolul 6. Pune Cartea Sfântă, citesc versetul 17, dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Cum este asta? Uite, citim și din Roman 6, urmăriți-mă la câteva versete, ca să vedeți cum de fapt ar trebui să fie umblarea noastră cu Dumnezeu, cât de aproape, cât de strâns trebuie să fim noi de Domnul. Roman 6 scrie aici de 4 ori, în 4 imagini, versetul 4. Noi deci prin botezul, și să știi toți care-s botezat, prin botezul moartea lui am fost îngropați împreună cu el. Nu două sicrie separate, într-unul, împreună cu el. Versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, nu pe altă cruce, împreună cu el. Versetul 8. Am murit împreună cu Hristos și credem că vom și trăi împreună cu Hristos. Dar împreună înseamnă că suntem noi aici, nu? Împreună. Nu numai atât. Deci mai departe, Roman 13. Versetul 4. Că împreună poți să stai pe două scaune, nu? În aceeași cameră. Dar acum, cum e cu acesta? Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. El rămâne pe din afară și eu m-am îmbrăcat cu el, ce se mai vede? Mă toarce în paginile, Galatei, în capitolul 3. Și vă rog, interpretați imaginea asta, ce înțelege apostolul 3 cu 27, din nou vorbim de cei botezați. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Facem o pagină în 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos, tot împreună. Și trăiesc, adică tot eu am carte de identitate, sunt eu, cap, trunchi, picioare. Dar nu mai trăiesc eu. M-am contopit cu Hristos. Hristos trăiește în mine. Da, asta, da, umblare cu Dumnezeu, că de fapt nici nu mă umblu eu. Că umblu în el. Scrie în Coloseni, capitolul 2, citesc de la versetul 6. După cum ați primit pe Iisus Hristos, Domnul, așa să umblați în el. Apoi mai scrie tot în Coloseni 1 cu versetul 26. Taina ținută ascunsă din veșnicii. 27. Hristos în voi, nădejdea slavă. Dacă așa vom umbla împreună cu Iisus, una cu El în Duh, îmbrăcați în El, El în noi, noi în El, de unire perfectă, una cu El. Scrie și asta în Biblie. Doamne, dă-ne pricepere să ne cercetăm. Dar Domnul a spus de la început, când s-a chemat ucenicii, Luca 9 cu 23, dacă vrea cineva după, să vină după mine să se lepede de sine. Vedeți? Ce unitate am putea să prindem noi cu Domnul Iisus Hristos? Cum e posibil asta? Prin Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul, altfel nu s-ar putea. E ceva de ordin supranatural. Scrie în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Bărbaților, surorilor, trupul nostru, uite, ființa asta noastră. Scrie mai departe, care locuiește în voi. Noi, penticostale, batem monedă pe asta. Duhul Sfânt vine în noi și locuiește în noi, da, înseamnă că reședința aia lui. Și voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, binecuvântat să fie prețul acesta, stabilit din veșnicii, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Trupul al Lui, Duhul al Lui, El trăiește în noi, apoi ce sfinți o să fim,
Ce ne revine nouă de făcut? Să stăm cu minți și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în noi. Numai că asta e greu. Să stăm cu minți și să lăsăm pe Domnul să ne guverneze mintea și întreaga viață, așa-i? Sau nu-i așa? Când primim Duhul Sfânt uneori, stăm cu mâinile pe sub și ne rugăm și afrumăm. Povestea fratele Mitric, a fost presbiter la bibolărie, asta cu 50-60 de ani în urmă, părinții lor au început să meargă la biserică. Era într-o zi de Paște, erau 5 buretani, vă spun, cu covinenii, sunt așa un tip de oameni mai înalți. Și a dat Dumnezeu peste ei un somn, că se percepe Dumnezeu la asta și nu s-a trezit niciunul să meargă la slujba de mie. Când s-a trezit, era deja la 8, părinților, unde mergem la biserică, la pocăiți. Încă nu erau bătutați. Și băieți, ce să facem acum? Hai, mergem și noi. Și ne-a pus toți 5 pe bancă, ne deranjează careva, deci facem semn să stea liniștiți. Dar ce-a venit un om de ordine, blajbin, și ne-a chemat, și așa ne-a așezat, n-a mai fost doi unul în altul. Dar, la un moment dat, a fost o cântare, rugăciune, am dat să ne referăm, să vedem pe unii fratele, unii fratele. Ce să văd, zice? Toți plângeau. Mă, ce cu noi? Frații și-au dat seama, Dumnezeu ne-a cercetat. Au venit la noi, 2 săptămâni mai târziu, au început rugăciune, facă stăruință. Și își optește Domnul, tu vei primi Duhul Sfânt, era cel mai mare între ei, și apoi fratele tău. Și el a amestecat, că asta e marea problemă, să nu lăsăm pe Dumnezeu să facă tot în noi lucruri frumoase. Și a zis, Doamne, nu eu, fratele, o să văd cu mâini, apoi eu. Și zice, m-a taxat Dumnezeu că am fost ocoș muzica ardelenii. Și 5 ani a trebuit să stăruiesc după aceea. Atâta mi-am dorit, Doamne, vino și locuiește și în mine. Când aud cum se roagă, cum te laudă, ce stări, ce simțire au. A postit, s-a rugat mult și într-o zi a mers la o familie unde se ruga de acolo, urmea să meargă la CFR-ul unde lucra. Acolo a vorbit Domnul prin sora din acea familie și a zis, acum a venit vremea să împlinească Domnul fădăduința față de tine, că Duhul Sfânt e o mare fădăduință. Și când l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt după atâta foc și atâta așteptare, cum zice dor de evrei, cu focul cel în suflet grăbădit, nu mai putea vorbi românește. Numai n-a trebuit. Mă, frate, s-a bucurat, dar a zis el, mă duc la servici, trebuie să preiau tura de la gară. Nu mergea în românește niciun acolo, numai n-a trebuit. A preluat tura, s-a rugat, o scură de noapte, spre dimineață a început a vorbi românește. A predat tura în bune condiții, dar acum marea frământare, pe seara, pe când trebuia să preia din nou tura de la ceilalți. Deci ce-o să zică, măi, ce-o fost cu tine ieri, ce vorbeai mine? S-a pus și s-a rugat, Doamne, nu mă lăsa de o cară, că asta e lucrarea ta. Tu mi-ai dat că mi-a fost sete și m-ai umplut. Și Domnul îi zice, eu spun exact ce mi-a spus dumneavoastră. Personal mi-a mărturisit, mă avea vreo să aveau de exemplu. A zis, frate, mi-a zis Domnul, vei merge la serviciu și vei vedea că nimeni nu va avea nicio observație asupra ta. Doamne, dar de ce? A zis, pentru că în timp ce tu vorbeai în alte limbi, eu, Domnul, am făcut pe ei să audă românești. Nu știu. Dar Dumnezeu îi stare de orice. Are toată puterea în cer și pe pământ. Lucrează la mințile oamenilor. Dacă la turmă Babel a făcut pe toți dintr-o dată să vorbească alte limbi, să nu se mai înțeleagă, nu știu cum a fost. O, ne-a rupe și pe noi Duhul lui Dumnezeu. Dar îmi pare rău să constat că unii primesc Duhul Sfânt și vrea să locuiască Duhul Sfânt în ei. Dar îmi zicea recent cineva, frate, mi-am căutat copilul. Nu-l găsesc, sun la telefon. Unde ești, mă? În mall. Dar cu cine? Păi cu cutare, de ce faci? Nu că îmi vine. Ala cu 2 zile înainte primise Duhul Sfânt și acum era la vedea. Apoi zice, frate, așa fi și cu oamenii când a primit Duhul Sfânt. Tot, iară să duce înapoi.
a primit, o fi primit ceva. Dar un plus n-a fost. Eu zic că ăștia s-a botezat nu prin cufundare, prin stropire numai. O picurat ceva pe ei, dar ia Domnul să se cufunde într-un rând binecuvântat. Mărit să fie Domnul. Vine minte să vă spun și experiența unui tinere de la Cluj. Mai a pornit cu tine din misiune și a văzut că se bucură, povestesc lucrările Domnului, cum Domnul i-a însoțit, cum a fost cu ei și la examen, cum i-a sprijinit. Și dar cum e ce? Mă irit, nu-mi place cum arat, mă cer. Și un frate i-a zis, dar tu ai primit Duhul Sfânt? Nu, dar eu sunt botezată și eu și sunt pocăit. Auzi, tu te la stăruință, e nevoie Domnul să-ți umplă ființa, să te umplă de bucurie, de satisfacții cerești, să ai o trăire cu El. A zis, să te mărturisești, mai. Și s-a apucat ea să ia o foiecică așa micuță, să scrie. Și noapte vine, măi, dar am mai făcut și asta, și asta. Îl iau o coală mare formată la patru și spune, pe Iisus, spune, Doamne, te rog să-mi spui tot ce nu-ți place în ființa mea, eu acum vreau să le notez aici, mă mărturisesc și mă leapă de... Și-a început să scrie. Domnul îmi spunea, nu-mi place cum acum, cât ești de mândră, cum vorbești, cum te cosmetizezi, era cu o trusă imensă după aia tot timpul, cum toate, toate felul în care te raportezi la băieți și scrie. Scris pe o parte și pe altă. Și zice, în momentele acelea am simțit că se uită Domnul la mine și m-am simțit murdar pe dinăuntru și pe din afară, dar mai mult m-am speriat de ipocrizia mea, că eu credeam că sunt ok. Deci am zis, mă uit într-un plâns și am zis, Doamne, să-mi pierdută. Mă scrie în Isaia 6, că azi Isaia, că s-a văzut cu bluză curată. Și a sunat pe un frate. Și plângea, asta a mărturisit la noi în adunare, frate, pierdută, de ce? Eu nu mi-am imaginat cât îți de păcătos. Eu am crezut că sunt tată pocăit, că eu n-am vorbit cu nimeni. Și fratele îi spune, auzi, asta e cercetarea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să te sfințească. Ia Biblia și deschide la 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincioși și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și spunea aia, când am citit versetul ăsta, am simțit că scurge prin mine și peste mine o apă. Și m-am simțit liber, mărit să fie de Domnul. Să vă dea Dumnezeu harul în dimineața asta să-L simțiți. Să vă vină în inimă și să plecăm cu El. Să ne spere, să ne curățească, să ne sfințească. Și astăzi la ameasă stăm la masă cu Domnul cum a stat Zacheu în casa lui. Dacă mai trebuie și acolo lua niște hotărâri, să facem niște ordine la bani sau la garderobă sau la relații, să dăm telefoane la cineva, atunci să ne ajute Domnul să avem cu El o părtășie binecuvântată. Pentru că apoi, plecând în viață, mâine sau în drum, într-o parte sau alta, avem parte de prezența lui Dumnezeu. Spunea fratele Viță Presecan, de la Cluj, locuia atunci la Turda, ocupat cu tranzitul de Biblie. Și i-a dat, la un moment dat, poliția de urmă, a spus niște experiențe foarte interesante. Erau o familie de medici la București care colaborau, care aveau un consens când cei de la București spuneau să mai veniți pe la noi când e dor de voi, ăsta era semnul că aveau Biblie. Au ajuns la București și au zis, da, am primit un pachet mare de Biblie, dar sunt în limba rusă. Au pus pe el la Iași, să le trecem dincolo. Și doctorița a zis, aș veni și eu cu dumneavoastră, da, dacă mă prinde cu Biblie în portbagaj, îmi pierd serviciu, mi-e teamă. Și frate, sunt noaptea asta, ne rugăm, s-a rugat și dimineața la ora 5, arată Domnul la fratele Ghiță în vedenie, cum era mașina, cum era Dacia, atunci un înger se pierde deasupra mașinii așa paralel, de la capotă până la portbagaj și cu aripile peste uși. Îmi sculați-vă că o să o sunt îngerul, plecăm! Când au ajuns undeva în zona Focșani, Francia, toți făceau semne cu filtrul de poliție, cum era atunci cu posturi fixe, polițianul și doctorița toată tremurau și gata cu serviciul meu.
și fratele care era acolo a zis, în numele lui Iisus, vă poruncesc să vă dați la o parte. Și s-o tras polițiștii unul într-o parte, alții într-alta. Și-o zis ea, ei, Dumnezeu cu noi. E mare lucru să umble Dumnezeu cu omul pe pământ. Solomon în înțelepciunea le-a zis, Doamne, noi să facem casă, să locuiești tu cu oamenii, dar cerurile, cerurile te pot cuprinde. Când au terminat rugăciunea, au coborât nouă, că a zis el, Dumnezeu vrea să locuiască în întuneric și s-au așezat acolo la ei în casă. Da, ce-a zis Domnul Iisus Hristos, e adevărat, vrea să locuiască Domnul cu noi. Și asta se face prin Duhul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. În viață sunt momente de bucurie și Domnul vrea așa cum să fie cu noi. Da, depinde ce bucurie vrem să avem. Sunt momente grele, zici, când vă vor chema în anchetă, Duhul Sfânt vine și atunci, și de față, și îți spune. Hai să le spun ceva la copii, că toată lor, poate vă mai plac, știu eu, ce filme, ce desene, ce scamatorii, și pușcături. Și... S-au dus doi copii în vacanță la bunici. Și spune la bunica, bunica, vrei să mergem la cinema, că atunci nu era telefoane și computere, să mergem la cinematograf, acolo în sală. Și bunica spune, da, eu nu știu ce e acolo, eu vin cu voi, nu vă las singură, că mama voastră v-a lăsat în grijă la mine. Și merge bunica, intră în cinematograf și se pune pe genunchi și nu poți, bunic, colo-te, că să râd de tine. Dar eu îl chem pe Domnul, să unde mă duc. Aici nu-i cu Domnul. Atunci nu stați nici voi. A povestea un frate, bistrițean, ce frate. Atâta mi-au plăcut filmele să mă duc la cinematograf. Dar m-am pocăit, m-a chemat Domnul la pocăință când aveam 16 ani. Nimeni de neamul nostru m-a pocăit. Au chemat părinții, preotul și toate rudenile, au făcut o masă să vină preot să facă slujbă, să nu mă pocăiesc. Colaborau cu preotul, aveam un timp, nu mai dau mănânc. Și-a venit preotul. Măi băiete, să nu te pocăiești, nu te rătăcești de mine. Și da, părinte, am fost mai cu minte când am fost de-am îngrijit de porcii dumitale și m-am îmbătat de aia să mânce porcii urechile. Și m-ai scos dumneata, m-ai tras de picioare de acolo, am fost mai cu minte atunci. Eu de atunci nu mă mai îmbăt și mă duc la rugăciune. Ce e rău, părinte, n-a? Popa nu m-a avut ce zice și a plecat nici la masă nu stau acolo. Eu n-am cum să mai am mult. Și-a cercetat Dumnezeu rugăciunile și-au copiii 10 din ele. Băi, copilul ăsta a riscat o minune, ceva s-a întâmplat în viața lui. Dar de ce să vezi, frate, cât e deșire diavolul, mamă însurat. Și după câțiva ani, diavolul persistea la mintea mea. Oare ce filme mai rulează la cinema? Ce întâi mă trage să mă uit pe afișe? Și Domnul își părea ceva curios și hai odată să intru. A intrat, curios, până la capăt, să vadă tot episodul. Ajunge acasă, îmi lasă, ce te-ai întrezea? Ce se spune, am fost la film? Dar mi a ținut pe ăsta program. Am fost un film serial și nu mai ținut și altă dată pe ăsta program. Și frate, într-o zi, când intram, numai pe când să se stingă luminile, să nu mă vadă și când apare cu cinciilor prezentilor proiectat filmul, eu mă retrăjeam primul, că nu s-aprindeau luminile în sală. Și odată intru, gata să înceapă filmul și nu mă aud pe un sărit. Ce căută aici pocăitul? Am sărit cars, la afară. Când am aflat că nu strigase după mie, doi copii de la școală, unul pocăitul, unul nepocăitul, am dus și nepocăitul s-o certa cu ăsta și strigau, ce căută aici pocăitul? Da, dragii mei, vreți să umblăm cu Dumnezeu sau nu? Vreți să lase Domnul Duhul Sfânt peste noi? Amin. Sau vreți să ajungem în ziua aceea să ne spună că nu ne cunosc? Ce tragedie! Nu vă cunosc. Știți cu ce s-a justificat cei ce cărora s-a spus că nu-l cunosc? Luca 13. Dar cum nu ne cunosc? Că la noi ai predicat în sat. La noi pe stradă a fost evanghelizarea. Dar nu s-or putut lăuda să spună, Doamne, dar n-am umblat noi amândoi.
dacă puteau să spun asta, Domnule, aș fi recunoscut. O, să ne recunoască Domnul ziua aceea după umblarea noastră împreună. Mărit să fie Domnul. Vreau să vă citesc din Efeseni, capitolul 4, ca să știți cât de finuți trebuie să umblăm cu Dumnezeu, că El este Sfânt. Citesc de la versetul 26, să nu păcătuiți, 28, să nu furați, sper că nu-i cazul, 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, un bun într-o zidire, după cum e nevoie să le har celor ce-l aud. Dar de ce să ne portăm așa frumos la cuvinte, să fim atenți? Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, mânie, strigare, clevetie, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă fiți bun unii cu alții, miloși, iertați-vă cum a iertat pe voi Dumnezeu în Hristos, Doamne. Dragii mei, așa e de Sfânt Dumnezeu, din numai dacă strigi, se întristează și pleacă. Nu dintr-o dată. Dacă te mâni, roada Duhului Sfânt, e blândețea, bunătate. Noi, prin starea noastră, putem să îl păstrăm pe Dumnezeu la noi sau să-l pierdem și să plece de la noi. Că scrie de ce din anul 73, cred să ziceau, Dumnezeu pleacă de la noi. Nu, noi rugăm pe Dumnezeu să rămână cu noi. Amin. Asta nu se poate numai printr-o viață sfântă. Prin cântările noastre să-L chemăm și de dimineață să-I dorim prezența în casa noastră. Spune-mi, Doamne, astăzi vrem să călătorim împreună. Peste Tu, urmam cu fratele Simeonuc în tinerețe. Am mers la Bihor, ne-am întâlnit cu fratele Blag, a fost cândva acolo și a fost un mic scandal. Eu, nepriceput, am zis, ce am ales de aia? Și bătrânul zice, iar începură-s cu Evanghelia fără capitole. La capitole cu voi. La capitolul tare, cum spunea dumneavoastră, adică la capitolul cu tare, la capitolul cu tare. Și mie îmi place să spun când ne întâlnim cu frații, hai să cântăm o cântare, hai să ne rugăm, că se face proces verbal, scrie Maleahii 3, și să aibă îngerul ce nota. S-au întâlnit sfinții și au dat slavă Domnului cu cântarea de la numărul cu tare. Și la rugăciune îl chemăm pe Domnul între noi. Surorilor, când vă întâlniți ca Maria, când s-a dus la Elisabeta, s-a prezentat Duhul Sfânt, cum s-au salutat. Și pruncul din pântece s-a umplut de Duhul Sfânt după făgăduința lui Dumnezeu. Dar dacă ne dăm la povei, Doamne ferește, de mai și vorbim de careva, spuneam că o soră că a avut într-o noapte un vis, că Domnul s-a arătat, s-a răspuns la întrebări, s-a mângăiat-o, și sărmana curioasă în vis a zis, Doamne, dar cu sora cu tare, cum e? Că-s nu m-am văzut pe Domnul că-a întors fata și s-a dus, măi, n-am putut să se nu întrebească. Că nu mi-a plăcut, am văzut că m-a lăsat singură. Uneori ne dăm drumul la vorbe, nici nu dăm seama că Domnul s-a retras așa finuț, s-a plecat dintre noi. Dar apoi când să-L chemăm, că avem nevoie, nu-i acolo. Spunea o soră din Cluj, mi-a mărturisit personalul căsătorită, urma să dea admitere la doctorat. Și s-o gândit ea, păi să mă duc la examen cu batic sau fără batic, cum să mă duc? Și se duce la rugăciune la sora Elisabeta de la Corpana, o soră vârstă. Și zice, soră, am văzut că trebuia să treci un prag înalt și aveai în brațe un teac de cutii, una peste alta. Și aveai un batic pe cap și am văzut că dă să-ți alunece baticul. Cum s-a alunecat? Ce cutii ai pedicat? Cât cutii ai făcut? Nu știi cum să le aduci. Gata, am înțeles. Știu cum să mă duc în brațe. A zis, Doamne, acolo un grup de profesori, doctori, și știu că-s doi tare dificili, ce o să fac când mă întreb, Doamne, dă-mi lumină! Și o lăsea un domeniu pentru doctorat,
vine unul și întreabă, zice, de ce ai spus denumirea asta, că sunt cuvinte sinonime, deci, dragoste sau iubire, ce aveai în domeniul ei. De ce ai spus celălalt cuvânt? Și știa de unul care era să-ți bagi în bețe rog. Știa, tocmai o dat Domnul Lumină să meargă înainte să întrebe pe profesorul, șeful de catedră de la LIT, de la Babeș-Bolyai. Și-a pus, ce l-am întrebat pe dumnealui, ăsta e, înțeles, expresia de bază în limba română. Și să mai zic ăsta, că nu era specialitate de limba română. Altul care are acela era mai sucit, o leacă. Și dar ne-a făcut graficul cum a fost în domeniul acel în anii cu tare. Spune-mi, cum crezi în continuare că evoluția va fi ascendentă sau descendentă? Zice, dacă zic ascendentă, o să spune, de unde nu știi tu că o să fie descendentă? Ce îmi dă Domnul Lumină și zic, dați-mi voie să studiez și o să fac graficul în continuare. Urmează examenul scris. Doamne, vino cu mine. Și ce m-am apucat să scriu? Vă redau exact cuvintele ei, cuvânt cu cuvânt. O zis, frate, am fost ca un predicator la care îi se dă. Și am scris 19 pagini și jumătate. Și toată, nu știu ce scriu. A pus pixul jos, n-a trecut 5 secunde și aud. Timpul de examen a expirat. A venit vremea să mă duc să văd rezultatele și ca o pocăită. M-am uitat pe o listă de jos în sus. Păi nu sunt respins. Mai sus, mai sus. Nu dau de mine. Când mă uit în capul listei sus, 10. Mă duc la secretariat să-mi iau dosarul și zice, doamne sau domnișoară, ce sunteți? În ultimii ani, la noi, n-a fost 10 la examenul scris. Când vine Dumnezeu cu tine, apoi te scapă și poți zice că am psalmul 91 și de lațul vânătorului și de ciumă și pustirile ei. Și ne scapă și de puterea satanei. Apoi ne primește cu el și vom fi cu el pentru veci. De ce l-am lăsat? Ce frumos ar fi să te plimbi acum cu Domnul pe străzile din noi, dar ca să te plimbi apoi cu el pe străzile paradisului în veșnicii. Da, Dumnezeu să vă ajute. Amen. Să-L căutați cu toată inima, că se va lăsa găsit. Și așa de frumos să ne purtăm, cum spunea scumpa mea soție, că l-a întrebat pe Domnul, Doamne, spune-mi ce să fac, cumva ceva să nu-ți plac. Și-și face seara câte socoteală și-mi zice, nu i-a plăcut Domnului vorba aceea, au fost în Cluj, puteam să tac. O, să ne ierte Domnul de greșelile noastre, că e bun și milos. Să ne ia de mână, să ne sprijinească și să nu ne lasă. Și nouă să ne dea harul să pricepe ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Spunea fratele, iertați-mă că mi-a fost dat să vă spun aceste experiențe. Ioan Corovez de la Kamenka din Ucraina, l-am întâlnit pe bătrânul. A fost arestat, a fost bătut, a zburat toți dinții din gură. A zis, nu m-a vrut. Am simțit în aia o prezență divină peste mine, din cine adunat, n-am avut har ca atunci. Dar după aia, când s-a dezmorțit, m-am văzut fără dinți, în închisoare. Am zis, Doamne, ai trimis un înger și l-ai eliberat pe Petru. Nu trimiți îngerul ăla să mă elibereze și pe mine. Și în timp ce mă rugam cu foc, am văzut, venit pe mine, Zora m-a zis, mărturisind, venind un înger. Și pe când se ajungă la mine, eu credeam că îmi zboară lanțurile și plec, numai că se întinde o mână de un lateral și zice, nu acum. Și-a făcut 8 ani de închisoare în Siberia. A apucat COVID-ul la el, ținea ascuns, era harana lui. Lucra o mină de cărbuni. Era și proroc, fratele, și într-o zi i-a adunat tot, cu secretarul de partid, cu toți, de la Consomol, cu acela, cum erau CAP-ul la noi, organizații de partid și de muncă. Băi, nu este producție, așa avem probleme cu cei de la județ, de la regiune. Erau niște linii improvizate, se răsturnau vagoneții și aveau probleme și cei de la, din conducere, nu doar de ținuți. Și Domnul îi spune la fratele Ion, ieși în față cu testamentul și spune-i să te lase pe tine, să chemi pe Dumnezeu citind din cartea Lui, ca Dumnezeu să dea biruință, să nu se mai răstoarne vagoneții. Au crezut pe Dumnezeu, puși în față, l-au lăsat o lună de zile nu se mai răstorna la lume. Și producția pe luna aceea, luna următoare am început să răstoarne. Și Domnul spune, ieși în față.
Și așa, pe acest motiv, nu i-a luat nimeni Biblia. Băi, să nu-i luați cartea, că nu iese producția. El a zis, Dumnezeu ne-a lăsat-o nu pentru producția lor, pentru hrana lor. Se hrăneau, citeau și Dumnezeu a fost cu ei și acolo, fie a sprijinit. Dar cum spunea fratele, da cu noi în libertate. Avea dreptate și alt frate care voia să spună că e greu. Păi prinde lucruri rele, însă Dumnezeu poate să ne întărească, să ne călăuzească și să ne călăuzească. Îmi doresc să rămână Domnul în viața mea și în casa mea. Am plecat la drum cu soția, cum a fost plecat luna trecută în Grecia, amândoi am mers cu mașina. După ce m-am întors acasă, diavolul în medicină a zis, cum ai întrebit să pleci cu o femeie în situația asta la drum, traversezi Serbia, Macedonia, nici măcar vreun act de boală, nu am luat ce slurea, tot carte de identitate. Și am zis, m-am dus pe promisiunea lui Dumnezeu. Încoace tot așa am venit spre casă, tot așa vreau să mergem. Că nu numai noi că suntem cu situația, să zic, critică în care suntem, și dumneavoastră. Că deja mai e omul sănătos astăzi, te poate la noi o boală, un infarct și te-ai dus. Dar dacă suntem cu Domnul, atunci vom fi mai mult decât meritori. Asta vă doresc, să umblați cu Dumnezeu. Să lăsați pe Domnul și să trăiască în dumneavoastră, să ne fie trupul nostru templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt în noi să vorbească, să ne călăuzească și să rămânem apoi cu Dumnezeu pentru veșnicie. În desfătările acelea nespuse și veșnice de la dreapta sa. Amin.